Țara stă pe un butoi de pulbere. În plină criză în educație se iau decizii în privința salariilor profesorilor. Însă negocierile rămân fără rezultat. 20.000 de cadre didactice merg mâine în fața aparatului Cotroceni. În a șasea zi de grevă generală, sindicaliștii cer să fie ascultați de președintele Klaus Iohannis, pentru că revendicările salariaților din învățământ au fost ignorate până acum de guvern. Între timp, evaluarea națională pentru clasa a șasea a fost amânată pentru a doua oară. Mai mult, în mai multe instituții de învățământ, a fost amânată înscrierea la examenul de bacalaureat. Am repetat ceea ce noi am cerut ce avem noi pe lista de revendicări. Ministrul Muncii să prezinte primului ministru sau celor din coaliție această propunere și să o analizeze. Angajații din învățământ solicită majorare salarială de 25% până la finalul anului și garanția printr-un act normativ că profesorul debutant va avea venitul lunar cel puțin egal cu salariul mediu brut. În plus, coeficientul de ierarhizare 1 să fie multiplicat cu 3.000 de lei, nu cu 2.500 de lei, cum este în prezent. Runda de negocieri de la Ministerul Muncii nu a dus nicăieri. Cât despre prezența lui Marius Budăi, se pare că nu a primit niciun mandat de la premierul Ciucă. Iar ministrul educației, Ligia Deca, a fost un simplu mesager ce urmează să prezinte concluziile discuțiilor avute cu sindicaliștii în fața guvernului. Nu avem nimic concret, așteptăm cât mai repede din partea guvernului un semnal. Sindicaliștii sunt revoltați că executivul a întrerupt rundele de negocieri la finalul săptămânii. Asta în ciuda faptului că în joc sunt atât anul școlar cât și examenele elevilor. Aceștia au transmis că nu sunt dispuși să accepte promisiuni sau soluții care să se aplice de anul viitor. Ei cer coaliției să găsească răspunsuri pentru revendicările cadrelor didactice cât mai repede, iar soluțiile să fie aplicate imediat pentru încetarea grevei și a protestelor. În momentul în care se dorește sincer din partea executivului încetarea acestui conflict de muncă, este clar că cei trei președinți ai celor trei partide politice care formează coaliția trebuie să iau o decizie. Decizia este strict legată de cele două propuneri care au fost avansate de federațiile sindicale. După discuții din partea guvernului vin noi promisiuni. Marius Budăi și Ligia Deca nu au putut să facă mai mult decât să spună că vor transmite în coaliție tot ce au discutat cu sindicaliștii, în speranța că se vor găsi soluții. Am avut o discuție constructivă. Că s-au agreat, că discutăm tehnic în profunzimea ceea ce au propus dumnealor vis-a-vis și ce discutăm vis-a-vis de noile grile de salarizare, plecând de la principiul enunțat de dumnealor. Cât despre cifrele care interesează pe angajații din învățământ, încă nu se aude nimic. Guvernul ține cu dinții de primele propuse inițial de 1.000 și 2.500 de lei, cu care a încercat să îi liniștească pe dascăli. Simultan, se pare că după ce li s-a spus angajaților din educație că nu sunt suficienți bani, acum se va discuta și despre revendicările salariale. Rămâne în discuție propunerea nouă venită din partea federațiilor sindicale, sigur, cea cu articolul 12 din legea 153. Vom vedea în ce măsură se va putea, din punct de vedere bugetar. Negocierile nu i-au determinat însă pe sindicaliști să renunțe la protestul de marți, care va începe în fața Palatului Victoria. Mai apoi, protestatarii vor porni într-un marș către Palatul Cotroceni, la ușa lui Iohannis. Categoric, protestul se ține. În momentul de față nu există niciun motiv care să ne determine să renunțăm la el. Despre impactul acestor mișcări de proteste asupra elevilor, dar și despre întreaga situație din sistemul de educație, vorbim acum cu Daniela Vișoianu, expert în educație. Bună seara! Bună seara! Așadar, aș începe cu întrebarea principală. Vedem că această negociere este într-un blocaj și v-aș întreba care credeți că este impactul în privința elevilor, mai ales dacă vorbim despre elevii în ani terminali, cei care urmează de altfel să dea și acele examene. Dincolo de a înțelege un pic sistemul și de ce suntem în acest blocaj, pentru că, pe de-o parte, cererile nu par să fie adecvate în actualul context bugetar și în angajamentul României pe deficit, pe de altă parte, sunt părinte de clasa 8-a și văd, inclusiv în familie, care este un impact direct asupra fiicei mele și colegilor ei. Sunt mai multe nuanțe. 1. Este îngrijorător că astăzi am auzit vorbind
pe Ministrul Educației despre posibilitatea amânării examenelor și despre faptul că, cumva, până la finalul anului școlar, situațiile vor fi încheiate, examenele vor fi susținute. Atenție, anul școlar înseamnă 1 septembrie 2022, 31 august 2023. Ideea aceasta că totul se poate amâna sau, atenție, să se prelungească perioada de cursuri a fost o ipoteză lansată astăzi, înseamnă așa că profesorii care nu sunt în grevă au fost la ore și profesorii care sunt în grevă o să aibă o perioadă prelungită de cursuri în care copiii o să aibă un nou orar, pentru că acum s-a învățat pe anumite orare, unii s-au dus 3 zile la școală, alții s-au dus o zi la școală, unii au avut 3 ore, alții 5 ore, deci o variație de fel. Suplimentar peste aceasta avem o conversație cu concediile de odihnă. Profesorii au dreptul la 63 lei de zile de concediu de odihnă. Foarte puține au fost derulate în timpul vacanțelor. Deci va fi nevoie să agrementeze în perioada verii și concediu de odihnă. Și ideea că omologii din alte țări europene vor fi informați despre decalarea examenului de bacalaureat, astfel încât admiterile condiționate unii elevi de clasa 12 sunt au ofertă de a fi admiși în anumite universități, condiționat în sensul în care tot ceea ce au depus la dosar stă în picioare, ei au zis, da, veți fi studenții noștri, dar pentru confirmarea locului este nevoie de diploma de bacalaureat sau, atenție, este nevoie de anumite, de anumită medie la diploma de bacalaureat sau este nevoie de anumite note la anumite discipline din examenul de bacalaureat. Deci lucrurile nu o să stea o țară, da, un alt sistem de învățământ după un bacalaureat întârziat în România ca să confirme sau să nu confirme locuri pentru universitate, pentru studiile universitare. Eu sper, în gândul cel bun, în sensul în care să înceapă Ministerul și Guvernul să gândească o strategie alternativă. Ok, avem un plan A, că profesorii se vor întoarce la școală cumva la timp. Rostim și un plan B în care o să apară decalaje la examene sau la încheierile situației școlare. Dar hai să gândim un pic o situație în care examenele se țin în timp. Să ne uităm un pic la cine sunt profesorii care sunt disponibili, dacă avem suficiente resurse pentru supravegherea la examene, dacă avem suficiente resurse pentru înscrierile la examene, dacă avem suficiente resurse umane active pentru corectura unor eventuale examene, da? Ideea aceea, am auzit un discurs în zona decidenților politici că profesorii au să sufere tot mai mult, că nu sunt plătiți pentru aceste zile. Și atunci nevoia financiară o să-i aducă din nou în sălile de clasă. Și credeți că executivul sau clasa politică mizează pe acest lucru? Că la un moment dat cadrele didactice vor renunța la aceste proteste? Da, în orice grevă există această așteptare din partea angajatorului. Există un punct critic dacă numărul de angajați este sub 50%, dar deocamdată suntem în listele. E foarte interesantă solicitarea de astăzi a Ministerului, care a cerut directorilor confirmări pentru, așa zisul, calcul al salariilor pe luna mai, confirmări. Din nou se cer liste de profesori și confirmări asupra numărului celor care sunt în grevă nominal, asupra celor care sunt în grevă, pentru că, da, evident, trebuie să făcute niște planuri. Dar planul cel mai bun ar trebui să însemne că examenele de final de an se țin la timp, că se pot ajusta procedurile și numărul de note. Avem o conversație acum că, de exemplu, la o disciplină cu 4 note, română, matematică, ar trebui să fie 7 note. Se poate sau nu se poate încheia media cu 6 note? Dacă situația până acum a elevului nu i-a permis profesorului de la clasă să-i pună decât 6 note, faptul că nu avem decizie pe acest tip de intervenție, nu avem decizie nici măcar pentru clasa 12-a, care mai are 2 zile de școală și care începe înscrierea la examenul de bacalaureat, deci cumva pe câte note, cum se poate închide media, ce tipuri de teste facem, ce se întâmplă cu elevii care sunt în situație de coligență. Ar trebui un pic de atenție la ce se poate face în context de grevă, în așa fel încât elevii să nu fie afectați atât de mult cât ar putea să fie afectați, în așa fel încât dreptul la protest să fie respectat, în așa fel încât să nu există o ruptură majoră între profesorii care sunt în grevă și profesorii care nu sunt în grevă, și de calendar și de orar. Una peste alta, ideea de amânare nu este o idee sănătoasă, pentru că toată lumea are planuri peste vară. De pe de altă parte,
Pe de altă parte, dacă se întrerupe această grevă generală, știm cu toții că ulterior ar trebui ca procedurile să fie reluate dacă profesorii intenționează să continue greva. Acesta este un lucru pe care am încercat și eu să-l clarific în ultima săptămână, pentru că a apărut scenariul pe marți, pe miercuri, săptămâna trecută, că profesorii se pot întoarce așa un pic la școală cât să încheie mediile pentru clasa 8-a și clasa 12-a. Nu, există o singură procedură prevăzută de lege. Două, de fapt. Există renunțarea individuală, deci un profesor poate să aleagă individual, dincolo de conflictul general de muncă, greva generală, să se întoarcă la muncă și asta se face cu notificare către directorul școlii. Sau există posibilitatea de suspendare a conflictului de muncă. O suspendare care este agreată și semnată de către angajator, în cazul de față Ministerul Educației, și de către federațiile sindicale. Greva se poate suspenda o zi sau două sau trei, fără ca aceasta să determine reluarea tuturor procedurilor legate de greva generală. O suspendare pentru negocieri s-ar fi putut face și zilele acestea. În realitate, guvernul nu propune această măsură pentru că nu are o soluție care să fie acceptabilă de către profesori. Liderii de sindicat au intrat în conflict cu o reprezentare, dar această grevă s-a dus pe un orizont emoțional. Sunt profesori care sunt în grevă și care, de exemplu, nu sunt membri de sindicat, sau sunt profesori care sunt în grevă și nu au anticipat că vor fi acolo. O ultimă întrebare, dacă se poate. În opinia dumneavoastră, care ar fi soluția pentru a ieși din acest blocaj și pentru a depăși această situație, mai ales pentru elevii despre care vorbeam, care se află în ani terminali? Eu am o opinie foarte clară, în sensul în care, da, e nevoie de un salariu de intrare mult mai sus pentru profesorii din România, pentru ca meseria să devină mult mai atractivă și să-i avem pe cei mai buni dintre noi în cancelarie, dar este nevoie și de o aplatizare a grilei. Un sistem pe grilă de salarizare în care diferența între profesorul debutant este atât de mare în comparație cu profesorul care, nu știu, are 25 de ani vechime, gradul întâi, nu este onest și aduce nenumărate deservicii acestei profesii. De exemplu, avem clasism în cancelarie. Un profesor care are vechime se comportă într-un anume fel și are o formă de statut diferită față de un debutant. Practic, grila de salarizare din sistemul public trebuie redusă, pentru că, de exemplu, nu-i vedem în protest pe cei din mediul universitar. În mediul universitar, cursurile se întâmplă, examenele se dau, pentru că totdeauna când cei din baza grilei cer o salarizare mai bună, pentru că e vorba despre supraviețuire, nici măcar de alte tipuri de beneficii, când dai un procent, cum e anunțat procentul de 25% majorare, că n-am auzit o poveste, cei din josul grilei primesc 40%, cei de la mijlocul grilei primesc 25%, da? Cei de sus, din vârful grilei, primesc doar 10%. Când dai un procent, cei care beneficiază sunt cei care sunt la nivelul superior al salarizării, pentru că ce e jos 3 lei, sus este 30 de lei. Deci soluția în sistemul public de învățământ este un salariu mare de intrare și o aplatizare semnificativă a grilei. Țările care o duc bine în educație, țările nordice, sunt la 1,2. Ar trebui și România să se uite cu atenție dacă poate să aibă o diferență între cel mai mic și cel mai mare salariu, de 1,5, maxim 1,8. Mulțumesc tare mult pentru toată această analiză și pentru toate precizările. A fost cu noi doamna Daniela Vișoianu, expert în educație. Mergem acum mai departe.